Ce credeți? Căutăm războinicul pentru Survivor? Măruță are biletul de aur, iar tu poți fi primul războinic de la Survivor România 2023. Crezi că ai ce trebuie să câștigi trofeul? Crezi că poți răbda căldura, foamea, oboseala, ploaia, intrigile colegilor și probele de foc? Hai că nu poate, Mihaela! Nu poate! Acum e șansa ta! Intră pe protv.ro/lamăruță, completează chestionarul, încarcă un filmuleț cu tine de maximum un minut în care să ne spui de ce crezi că ești potrivit pentru junglă și convinge-ne că meriți un loc în cea mai dură competiție din televiziune. Dacă ești ales, vii în platou să demonstrezi că ești un supraviețuitor! Revenit în direct, oameni buni, vorbim despre Survivor, despre ce înseamnă Survivor România 2023 și da, este adevărat, emisiunea noastră trimite primul războinic la luptă pentru noul sezon, avem biletul de aur, oamenii nu fac altceva decât să intre pe linkul bine cunoscut, afișat pe ecran și să plece în Dominicană dacă ne conving. Peste 18 ani, completați formularul și într-un minut să ne convingeți că sunteți aleși și să mergeți acolo. Vorbim astăzi despre ce înseamnă Survivor cu Alexandra Gogă, colega noastră, specialistă în probleme de Survivor, a făcut chiar școala de Survivor la viața ei. L-avem pe Cristi, prietenul nostru care cine știe cele mai multe tehnici de supraviețuire, dacă salutare, nu e. Așadar, povestim imediat cu Cristi Bosgan, dar îl avem și pe prietenul nostru cu Didina lui, mă, cum să nu? Îl știți pe Alin? Alin a fost la Survivor. Alin, Alin, băiat fin. Salutare, Căte, salutare, salut pe toată lumea. Și înainte să intrăm în discuții serioase despre Survivor, mari schimbări aici la tine de când am fost ultima dată cu cozonacul roz și cu costumul roz, dar cea mai mare schimbare și cea mai spectaculoasă, doamna Greta. Ai văzut, mă? Doamne, băi, dar ce schimbare. Cătă a fost și ea la Survivor. A fost la Survivor, 28 de kilograme a dat de la începutul anului. E cea mai bestială de aici, din producție. De deci când Greta, am văzut 20... o schimbare. Deci doamna... Doamna Greta, doamna producător, arătați impecabil. De când nu v-am văzut doamna în teatră. Doamna producător e Alina, e în regia de emisie. Și doamna, doamna Greta, producător, vezi că și-a slăbit la fel. E clar, nu o să mai fiu chemat la tine. Da. Da, atunci, e clar, nu o să mai fiu. Doamna Greta este doamna producător aici, e pe palier, e pe parter. Aici avem pe șefe. Palier, ok. Tu știi câte șefe am eu? Câte? Păi uite, mi-a făcut implant de păr. Eu credeam că doar una singură, păi, la tine acasă, Andra. Păi am acasă șefă, am două acasă, două șefe. Ok. Și Eva și Andra. În regia de emisie, șefa la emisiune de 15 ani, Alina Tolontan, producătoarea, șef aici pe palier, pe tot, Greta, șefa acum, Alexandra. Păi șefa pe palier, Greta arată impecabil. Bun, gata, asta voiam să scot în evidență. 28 de kilograme a dat jos. Și apropo, și Daniela, la 56 de ani, 54. La 54, la mulți ani, Daniela. Hai să vorbim despre Survivor. Da. E bine. El e Alina, oameni buni, știți de la Survivor, când la un moment dat zicea, Didina mea, te iubesc, Didina mea, dar în același timp și super luptător. Zic, cum a fost experiența asta la Survivor? Ai fost războinic și ce le spui celor care se înscriu, celor care vor să participe la acest show? Ce trebuie să aibă oamenii ăștia ca să fie aleși peste două săptămâni din sutele de oameni care primi mesaje, doar 8 care să vină aici? În primul rând trebuie să fie diferiți. Diferiți, să fie one man show și în al doilea rând trebuie să știe că dacă merg acolo este o treabă reală, Cătă. E o treabă reală în care nu e de televiziune, acolo suferi mult de foame, nu ai mâncare, ai oameni care nu te suportă, oameni care ți-ar face rău în fiecare secundă și bineînțeles tipologii de oameni diferite. 12 războinici, 12 tipologii de oameni diferiți. Asta e ideea. Te-ar mânca. Te-ar mânca de viu, nu așa. Și bineînțeles oameni care sunt cameleoni. În echipa noastră au fost cameleoni cine și vor fi în continuare. La care... Bă, la care tot s-a legat de Albert. Apropo că e cu mine nu aici. Nu știu cine. De Sorin. Cine e Sorin? Îl spun eu. E Sorin. Cameleon Sorin. Maxim. Nu, așa. De ce mai faci? Ai mai vorbit cu el? Deci avem grup de războiniști. Sunt singurul care și de acolo. A, nu facem complezență la 38 de ani ai mei. Nu mai facem complezență. 4 prieteni, 5 pe care i-am și atât. Albert și Marilena și Deiuța polițista, dacă o știi tu, așa. Dar în rest am ieșit din grup. Nu. Deci nu trebuie. Perfect. A zis Alin un lucru foarte important, scuze-mă Cătălin, trebuie să fii one man show. Să-ți dorești să fii acolo, să faci spectacol. Da. Și cred că te gândești la ce mă gândesc eu, nu? Da. La un concurent care insistă și trimite zilnic mesaje și videouri. Dar e foarte bine că insistă. Ai văzut Cristi?
Da. Fii atent, avem un concurent care ne-a dat și ieri video, ne-a dat și astăzi și ăla în fiecare zi a zis că vrea să apară la, să zică, bă, vă convinc să mă selectați. Să vedeți că sunt pregătiți, da. Este bine, adică e bine că este insistent, știi, dar o să fie un prag. Un prag pe care eu îl prevăd imediat după ce va ajunge acolo. Să dea Dumnezeu să ajungă acolo. Să demonstreze toate lucrurile astea. Pentru că dacă ești mult prea insistent, la un moment dat s-ar putea să greșești ceva. Cumva. Adică să știi că eu cam ponderez oamenii de genul ăsta. Ca să știm. Pentru că există victorii, după cum știm, care te coboară și înfrângeri care te pot ridica. Adică înfrângeri care practic te fac să câștigi simpatia celor de acasă și să devii victimă în ochii lor, dar să te susțină. Și victorii care să te creeze, cred că, antipatie, exact. Și să fii... Exact. Ai trecut și tu prin asta. Și să fiu complementar cu Cristi, să știi că îți trebuie și... Ai nevoie de stăpânire de sine în momentele în care e cea mai mare presiune. Adică tu când știi că acasă te privezi peste 2 milioane de telespectatori, când știi că... Virulă, colegii tăi te-ar mânca cătă dacă nu câștigi punctul respectiv. Și în momentul când mergi spre start, îl am în stânga mea și pe Moroșanu, moartea din Carpați, trebuie să ai stăpânire de sine, să nu mă exprim altcumva. Să ai stăpânire de sine, nu? Să ai stăpânire de sine, cătă. Așa e. Crezi că poate ai greșit pentru faptul că ai fost foarte vocal și ai spus ce gândești? Crezi că ar pleca cu un dezavantaj cei care își doresc să ajungă la Survivor dacă vor fi guralivi, să zic? Ce înseamnă vocal? Ce înseamnă vocalale? Înseamnă că în momentul când mi s-a dat cuvântul, am pus punctul pe ei. Dacă tu consideri că asta înseamnă vocal, ok, iau așa. Cred că au fost mai vocal colegii mei ca mine de 3-4 ori. Ale, dacă ai urmărit emisiunea de la A la Z, au fost acolo oameni acum și la sezoanele trecute, acum ești pe sezoanele din Turcia. Nerealiști acolo. Adică am fost vocal când mi s-a dat cuvântul, n-am intervenit. Mi se pare pertinent, adică pertinent, mi se pare că ai avut ceva de spus, că nu te-ai lăsat așa călcat în picioare. Mi-a plăcut asta. Și îmi plăcea când plângeai după Didina. Deci mi-ai rupt inima. Am avut sevraj. N-am fost despărțiți 11 ani de zile deloc, nu știu, 3-4 zile maxim. Și? Și am simțit că nu mai e soția mea. Și de ce n-ai verighetă acum? Știi unde e? La machiaj acolo, am uitat-o pe masă. Atunci la verigheta că se uită Didina și nu vrem să apară discuții că Alin... La machiaj Alin... în partea cealaltă, doamna Gret. La altă televiziune sau la care că ai zis în partea cealaltă, mă gândeam că zici pe unde. Nu, în partea cealaltă. A fost un factor care... Deci Greta, să vină verigheta lui Alin Sălăjan, vă rog frumos, că Didina o să întrebe. Dar ce atent ești la detalii, Cătă? Încă suntem împreună. Da, perfect. Haideți să vedem niște imagini cu oameni care vor să participe la Survivor 2023 și trebuie să știți că ei încearcă să ne convingă într-un minut cum stau lucrurile. Și să menționăm, Cătălin, că chiar dacă ei acum apar, nu înseamnă că au fost și aleși. Doar arătăm câteva modele. Aleși o să fie doar 8. Exact. Acum sunt pretendenți, concurenți, că la urmă mai concurează pentru a fi 8 în platou aici, nu? Da. Hai să vedem. Prima. Se pregătește, dar nu a zis preferat nimic. Să lase imaginele să vorbească, nu? Sau da, s-a făcut liniște aici în platou pentru un moment. Ciucă, tu unde ai plecat, bă? Deci Ciucă a și plecat când a văzut imaginile, uite-l. Ciucă, deci uitați-vă, pupitru gol, Ciucă a fugit când a văzut imaginile. A zis, băi, Ciucă, vină înapoi! Doamne, uite, plecase. Ce zi, ai rămas interzis? Ideea e să fie natural, Cătă. Acum, într-adevăr, fetele... Naturală 100%, da. Adică era un om natural care îți filma, nu că e... Uite-mă ce zic. Au pas înaintea noastră fetele din de punct ce? De vedere a fizionomiei. Ce le-a arătat de puțin mai devreme. Dar dacă ajungi la casting, trebuie să fii natural, pentru că acei oameni caută acea naturalețe. Acolo nu te poți schimba. Nu poți să faci teatru. Aici poate mai jucăm teatru, Cătă. Mai jucăm. Nu în fiecare zi e una bună pentru noi toți. Dar acolo te prinde după o săptămână, dar două, cum trei. Dar convins? Pe cine? Pe să te ia la... Prin aroganță. Nu cred. Prin aroganță. Deci te-ai dus și cum ai zis? Prin aroganță. Am intrat și am certat pe toți acolo la producție. Să recunoască Ghiunei, că e prietenul vostru. Prin aroganță. Aveți video acolo, și prin aroganță. Și cum te-ai dus și ce ai zis? Păi m-am legat și de concurentul care era cu mine. Ei, o poveste lungă, dar iar spuneți că sunt vocal. Și te-ai zis, păi... Nu, eram...
știi, uite, tot timpul elegant și la evenimente sunt elegant îmbrăcat și acolo m-am dus în trainingul Universității Cluj, cea mai iubită echipă din România. Și în training cu șosetele peste. Mai și Craiova și Steaua. Bun, și ok, pentru tine, pentru mine e un Cluj. A, așa. Și era un băiat, un băiețel de vreo 22 de ani lângă mine și l-a întrebat: "De ce vrei să vii la Survivor?" Și el, întrebarea clasică: "Vreau să vin la Survivor că vreau să îmi depășesc limitele." Și eu în momentul ăla m-am ridicat și mă plimbam pe acolo, arogant, știi? Și când a ajuns la întrebarea pentru mine, și a zis: "Bine, Aline, am văzut că n-ai răbdare, tu de ce vrei să vii la Survivor?" Și am zis: "Băi, oameni buni, în primul rând, vedeți că la ora 19 trebuia să intru și am intrat la 20:30, nu v-ați cerut scuze. Și în al doilea rând, băiatul ăsta lângă, nu v-ați săturat de răspunsurile aceste clasice de la 8 dimineața până la 8:30 când era seara? Tu crezi că ajungi la Survivor așa?" I-am spus omului. Omul s-a înroșit, nu așa. Și încă o chestie, fii atent. Mi-a zis producătorul: "Am aici patru..." Tot de Didina s-a legat. "Am aici patru fete. Domnișoara e frumoasă pentru tine?" Și am spus așa: "Dacă e să vorbesc din complezență cum vin toți concurenții aici la voi să vă impresioneze, o să vă dau un răspuns pe care l-așteptați. Dar vă spun eu, nu e frumoasă, nu e pe gustul meu." Păi am lemnit toată lumea acolo. Cameramanii deja au dat. Da, și am zis: "Știți cine e cea mai încântătoare de aici? E Didina, e în partea cealaltă." Și așa mi-am cu ce, nu vreau să o mai lungesc. Deci omul înțelegeți cum s-a dus practic pe aroganță maximă și pe One Man Show. Haideți să vedem alt concurent care își dorește Survivor 2023. Salutare, eu sunt Adrian și tocmai am făcut 40 de ani. De ce este potrivit pentru Survivor? Pentru că toată viața mea am luptat pentru ceea ce mi-am dorit și prin ambiție și determinare am reușit să-mi ating țelurile. Eu am o vorbă: dacă vrei ceva ce n-ai avut, trebuie să faci ceva ce n-ai făcut. Vă pup, ne vedem la Survivor! Zi sincer, deci, te-a convins să-l chemăm aici? Exact ce vorbeam puțin mai devreme. Eu dacă aș fi Ghiunei, producătorul... Bă, noi suntem aici, nu știu, noi alegem răzbunării. Ok, voi dacă... Ei sunt mai departe după aia, deci noi suntem producătorii cu telespectatorii de aici, da? Adică nu l-aș chema până aici. De ce? Nu are nimic. De ce? Nu are. Acum nu trece ecranul, Cătă, nu trece ecranul. Nu, fiate, mai dă un pic imaginile. Doar imagine, așa să spun ce, știi ce cred? Că nu aș lăsa-o pe Didina cu el, asta e drept. Nu, așa, fiate. Eu știi ce cred la Adrian? Adică mi-a plăcut omul în practic, a gândit ce să zică, cum să spună. A gândit, da. Aia e problema, că a gândit. Fii spontan. Nu de asta, dar fiate, știi ce mi se pare mie? Și fii, înțelegi dacă nu simți la fel. Bă, mi se pare că era soția în camera cealaltă sau copilul dormea sau ceva, n-a vrut să deranjeze. Adică vorbeam șoaptă, n-avea uite aici, știi, prima dată, ok, ne arată video aici, poze. Dacă, fii atent, lângă ușă face, ușa închisă, dar nu de asta. Când se întoarce, vorbește în șoaptă: "Eu sunt omul, vreau să mă alegeți." Uite, și cu... nu știu, adică, bă, rupi platoul ăla! Păi cum să vii la Survivor cu așa ceva? Și la sfârșit, nici nu s-a auzit. Deci când ai un strigă de războinic, pe ei, că pe mama lor. Despre ce deci, vorbim? Deci Adrian, te rog eu. Adrian n-ai nicio șansă la Survivor. Să nu are șansă, reface video. Adrian, eu cred că poți să fii altfel. Da. Eu vreau să fii forță, refă video, nu te da bătut. Da, exact, că uite, puteți să învățați niște trucuri. Bă, trebuie să fii, rupe ecranul ăla în două. Cristi, cum e? Păi, aici stă o determinare semi, știi? Cumva. Exact. Am simțit-o și eu. Adică cu frâna de mână trasă. Este determinat, da, este determinat. Cred, din punctul meu de vedere, că a gândit-o de o experiență de viață, știi, care poate fi un cumul la experiența pe care hotărăște el să o aibă în momentul plecării, dacă va fi ales. Da. Și dacă mă întreb pe mine, s-ar putea să se lovească totuși de niște limite pe care le are. Și limitele sunt mentalul lui. Da. Ai hotărât să-mi transmiți ceva? Păi transmite-mi, exact cum spui și tu. Băi, vin! Vin! Da. Vin acolo! Perfect. Vin acolo. Ideea e în felul următor. Aceasta este formularul unde puteți să vă înscrieți. Okay. Sute de oameni s-au înscris până acum. Nume, prenume, e-mail, telefon și videoclip de un minut. Atenție mare, peste 18 ani. Hai să mai vedem un alt video. Să spunem, bă, îmi place, mă, Aline, ești hotărât așa? Să vedem cine ne-a trimis video, dacă ne convinge. Salutare tuturor! Pentru mine, de la muncă la distracție, e dar un pas. Deci, nu mă chemați, că s-ar putea să vă iau bani. A, era să uit. Aviz youtuberilor, tiktokerilor, vloggerilor. Vedeți că acolo e puțin cam greu. Nu e mămica, nu e căldurică, nu e pătuț. E un pic de muncă. Vă salut!
A, pe la intimidare, ai văzut? Vedeți că... Deci mi-a plăcut asta, băi, vloggerilor, influencerilor. Vedeți că acolo nu-i cu somnic, cu păpică. Cu mămica, da. E bună, da. Măcar a fost natural. Bun. S-a văzut, natural, da, natural. I-aș da o șansă. I-aș da și o șansă. Avem și vergheta pentru Alin, ca să înțelegeți că nu s-a întâmplat nimic între timp. Didina, deci omul a venit cu verghetă, să știi. Haideți să vedem. Pune și pe deget, tu faci, o pui lângă. I jump, you jump. Așa, perfect. Hai să mai vedem încă un mesaj. Bună, sunt Ana. Am 43 de ani și sunt o luptătoare. Din toate punctele de vedere. Survivor, trebuie să fiu acolo. Trebuie să fiu acolo. Zic ești. Nu cred așa. Băi, dar trebuie, adică, nu? Nu ar trebui. Deci te-a convins? Mi s-a făcut puțin frică, am zis că trebuie adică să... Adică trebuie să-l mai, da, să-l mai ascultăm o dată, adică să... Nu te-a convins? Eu eram puțin absent eu. Cristi, suntem răi aici? Băi, nu cred. Cred că nu am fi bun ca și juri. Pe mine mă avantajează când veniți voi la emisie. Sunt niște... Nu. Vitruț, ce zici, mă, pe tine te-a convins? El e prietenul nostru, a fost la Sunt Celebru, scoate-mă de aici. Show care a terminat filmările și de asta toți participanții sunt acasă. Ce faci, Mitruț, cum ești? Bine, uite-te aici la televizor să te vadă lumea. A, uite, porta mea, da, gata. A venit de fratele meu, Cristi. Mi-e place să fie sincer, să nu mai țină el acolo, să spună sincer. Să meargă pe sinceritate, că eu știu ce gândește. Bravo, e, foarte bine. Eu doamne, cred că nici Cristi n-ar face față la Survivor. Ți-o spun sincer, am urmărit la fermă. Nu cred că e potrivit. Nu la fermă, la Sunt Celebru. La Sunt Celebru. Tot o fermă, dar... Da, nu e potrivit. De ce? Nu e potrivit. No. Acolo nu e cușcă. Știi, acolo nu e cușcă. E altceva. Bă, tu mă, dacă vrei aici să facem un fight, e prea multă sinceritate. Nu mă stăs când am înțeles, de-abia am ajuns. Ce vă mă, băiatul meu? Vino că e prea multă sinceritate, avem nevoie. Nu, ce-ai făcut aici? E frumos să ne prezentăm. Eu sunt Alin, te salut, Cristi. Mie zi, mă. Știi, mai sunt luptător de... Hai că n-am venit bine, n-am ieșit de acolo, n-am trebuit la coaia. Mai sunt genul ăsta de luptător, cum a fost și Cătălin, care moarte din cap. Nu, și Smărândescu, și Cristi. Băi, acolo e altceva. Da. Acolo îți trebuie, în primul rând, condiție fizică, îți trebuie mental, îți trebuie să ai mentalitatea de a nu te gândi ce urmează mâine, poimine, peste trei zile, că nu avem mâncare. Pe te-a văzut la Sunt Celebru și nu l-ai convins. Deci l-ai văzut la Sunt Celebru, nu te-a convins, nu? Și plus ce voiam de mult să-i spun lui Cristi. Dar voi îi plătiți când ajung aici? Nu te lăsa intimidat. Dacă n-am fost invitat de Cătălin, doar dacă am intrat acum în cușcă peste 5 minute, aș fugi de aici. Dar nu intrăm, noi acum avem un dialog. Da. Ideea că ceea ce nu mi-a plăcut la tine când, când era Cristi, Cristi își dădea cu părerea de Survivor, dar el nu era acolo. Nu mi se pare ok. Și s-a dus el la Sunt Celebru, scoate-mă de aici și vorbea singur și dar s-a prin junglă singur. Eu zic că nu face față. Eu îi dau maxim. Bă, omul nu e eliminat de la Sunt Celebru. Poate ai o surpriză și afli că e câștigător. Ei, Doamne ajută! Filmările s-au terminat, toți concurenții sunt acasă. Show-ul continuă pe Pro TV și vedem exact cum stau lucrurile. Survivor-ul e cel mai greu show de televiziune care a existat vreodată în România. De asta băgați-vă mințile în cap, cei care vreți să veniți la Survivor. Nici nu mai trimiteți, dacă vă luați după, nu mai trimiteți niciun fel de video. Despre ce vorbim? Gata. E bun, Alin. Rămâneți acasă. Bă, e bun, l-ai văzut? Da, e foarte bun. La ce intrarea lui Cristi? La Survivor? Asta zic. Nu, a fost bun la Survivor, a ținut piept acolo cu tot. Foarte bine, cred. E bun. Ce-am făcut? Am mai venit. Gata. Oameni buni! O să-ți dau numărul în telefon, vorbim mai târziu. Perfect, oameni buni! Vorbim imediat și cu prietenul nostru Mitruț. A fost la Sunt Celebru, scoate-mă gata, de aici. Am plecat. Păi rămâi că-ți vorbim și de gata, show-ul ăsta, că avem niște imagini cu tine când vorbești singur prin junglă. A, e nimic. Păi băiatul nostru, zis că trimitem pe un om. Te-am zis că trimitem pe unul întreg la cap acolo. Vorbeai singur, vorbeai, te certai cu copacii. Azi dimineață te certai cu unii care îmi trec bumperele pe Instagram. Ai văzut? Păi da. Stai, eu în trafic sunt forță. Știi că fratele tău urmărește toți nebunii, așa că ești pe lista mea. Oameni buni, revenind după scurtă pauză de publicitate, până atunci căutați-l pe Alin Sălăjan, pe Instagram, pe Facebook. Acum. Omul ăsta este un MC extraordinar la evenimente, acolo, în Ardeal, în București, face spectacol. Staroste, corect? Prezentator, e mai bine că... No, bine, bravo. Aici Cristi Bozgan, om care ne învață ce-i supraviețuirea, aia Alexandra Gog, vă așteaptă pe Instagram. Să știți,
Bă, e foarte mulțumim. Tare. Luăm publicitate da. Și revenim, da? Da. Stai să stau totuși da, între da, voi. Da, să caute și pe Cristi Bogdan și pe coleguța. Ține, Cristi este un exemplu pentru mulți dintre noi. Gata, nu mai avem timp. Nu, ține-te, Cristi. Mă țin un pic așa.